Mai exact, ce premiu ai luat? Am luat premiul întâi. Te așteptai să iei acest premiu pentru că ai avut totuși o concurență destul de strânsă. Sincer, nu prea mă așteptam. Mă așteptam să iau un premiu mai nu atât de ridicat, dar... Pentru că încă ești mic, ce vei face cu banii câștigați? Adică îți vei lua jucării? Nu jucării, voi face alte lucruri. Pentru școală și alte lucruri. Cu cine te pregătești? Eu mă pregătesc cu domnul profesor Mihai Paul Ciprian, deci de la Clubul Copiilor. Și de cât timp faci canto? Păi fac canto de la vârsta de 4 ani. Am mai în Dorohoi. Păi în Dorohoi este cel mai mare. Am mai participat la acest concurs și acum este prima dată când iau primul întâi la acest concurs. La ce concursuri urmează să mai participi? Păi Ghiocelul de Argint la Bârlad și mai văd. Ai vreun jurat preferat? Poftim? Ai vreun jurat preferat? Mi-a plăcut de Dumitru Lupu, președintele jurului. De ce? Ce te-ai atras la el? Păi eu știu că este un compozitor renumit. Mulțumim, de fapt. Și eu mulțumesc.